ceva de speriat. Vlad, cred că tu ai fost ultimul dintre noi acolo, nu? Nu știu dacă ați fost voi, dar eu am fost câțiva ani într-o iarnă când a venit The Beast from the East, bestia din Est. A fost un frig îngrozitor, minus 15 grade. Da, dar orașul rămâne frumos în continuare. Da, temperatura e dificilă. Adina Buzatu este alături de noi și pe ea am întrebat-o ce vrea să asculte și a zis Frank Sinatra, New York, New York. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Pentru că mi-este foarte dor de New York, dar exact cum a spus Vlad, nu iarnă. Am pățit-o și eu într-o iarnă când, știi, temperatura declarată pare mult, mult, mult mai... Păi bate vântul acolo exact, de pe acea. Exact, da. Greu. Dacă te aude nevastă mea că nu-ți place New York cu iarna... E foarte frumos în filme sau de la geamul hotelului. Eu n-am fost decât vara, deci cumva m-am orientat... Cald umeț în țari. Băi, foarte cald, dar foarte fain. Decât frig, frumos, mai bine cald. E frumos. Adina, te-am invitat alături de noi pentru că tot aud chestia asta cu vine toamna, vine iarna, primăvara, vara, mă rog, orice anotimp se schimbă, trebuie să schimbăm garderoba și nu știu ce să facem, nu știu ce înseamnă chestia asta. Ce înseamnă, uite, acum trecem de la toamnă la iarnă cumva. Păi ce înseamnă să facem? Pentru un bărbat, ce ar însemna să schimb garderoba? Aruncăm tot. Dar de ce ai râs, Vlad? Nu, dragilor, ce facem? De la o anumită vârstă încep să înțelegi valoarea trainingului. Ca bărbații. Clar, clar. Să vă spun ceva, n-am nimic împotriva hainelor casual sport. Important e să știi să le porți și să dai un aer interesant ținutei. Adică, hai să nu fim logo obsessed, da? Că toată lumea poartă trainingurile alea cu logo, frate, cât casa să țipe, să știe lumea că a dat bani pe el. Bă, domnul training, unu. A doua chestie, trainingul în momentul în care îl porți ziua, e important să faci un echilibru, să arate casual ținuta. Nu te duce către un training care arată fix de parcă te-ai duce la sală. Deci, pentru practic, atunci... fără pantofi de lac. Adică nu trainingul și șosete albe. Exact, da. Dar la accesorizare am văzut că se poartă unii concetățeni, poartă la accesorizare niște lanțuri mari de aur, așa. Da, de aur. De cu semnul dolarului. Ca să ieși puțin în evidență, nu? Să nu... Să spargi, da. Să spargi monotonia, da. Metal din 4 litere. Da, aur. Da. Nu porți accesorii de genul. În general, accesoriile trebuie să aibă legătură cu stilul ținutei. Dacă ești îmbrăcat într-o ținută elegantă, porți butoni, ac de cravată și așa mai departe. Dacă ești îmbrăcat într-o ținută casual, porți niște brățări din piele sau ceva rock sau, nu știu, un stil în funcție de stilul tău, bineînțeles. Și dacă ești îmbrăcat sport, eviți accesoriile, pentru că o să arăți ca o gagică, nu știu, care se îmbracă într-un training, da, și își pune niște cercei cu diamante și un inel. Și, bine, da. Da. Uite, să știi că există variante în care gagicile pot purta un training cu pantofi cu toc, doar că treningul acela trebuie să fie așa, o pereche de joggeri, să nu-i spunem training, că e ceva mai elegant, și cu un tricou și deasupra poate pune un sacou. Și atunci dacă a pus o pereche de pantofi stiletto, arată bombă. Tu ce zici, Luca? Cum o vezi? Asta eu ce să... Aveți soluții și pentru deștea mai mici, mai grași? Adică... Să spun ceva, nu există oameni dezordonați, cum spune un prieten al meu, din punct de vedere al aspectului fizic, există doar oameni care nu se îmbracă potrivit cu aspectul lor fizic. În momentul în care știi ce să pui pe tine, arăți foarte bine. Și atunci, în cazul persoanelor care n-au mers foarte mult la sala de sport, ci mai mult la cea de mese, da, vă recomand să purtați, spre exemplu, o culoare de sus până jos, și asta subțiază și lungește. Nu neapărat închisă, nu despre asta e vorba. Toți zicem, voi port negru să-mi astupe burta, să-mi o acopere. Eu sunt în gri deschis. Stai că acum e despre mine. Ia. Vlad, ești impecabil. Mulțumesc, mă bate soția ta dacă spun altceva. Stai, mă, bă, suntem live pe Facebook. Suntem live pe Facebook, bravo, mulțumesc, în sfârșit. Da, aplauze. Asta e îmbrăcat fără să te ajute Ione? Nu, Ione, ba. De am și spus, mă ceartă soția ta dacă spun ceva și atunci... Au și cei care nu sunt... cei cărora nu li se potrivesc, nu știu, tendințele. Ce au de făcut în cazul ăsta? Nu
nu vă recomand să urmăriți tendințele. Clasic. N-au legătură tendințele cu tine. Vezi pe unul pe altul și te duci și îți imaginezi că ți-ar sta și ție bine cu lucrurile da. Alea. Și atunci cel ce faci? Cel mai important este să-ți adaptezi ținuta aspectului fizic, cromaticii tale, personalității, stilului de viață și profesiei. Pentru că unde te duci, în funcție de asta, ți-alegi ținuta. Nu tendințele dau tonul în garderoba ta. Tendințele de podium sunt frumoase, ne uităm, le aplaudăm. Împrumutăm de acolo doar ce ne vine foarte bine. Auzi, dar știi ce vreau să te întreb, Adina? A început să se schimbă un pic percepțiile în privința vestimentației în zone care tradițional se îmbrăcau numai într-un anume fel. Și am să spun de ce. Nu știu dacă este doar o întâmplare sau tu, ca om care ești în lumea asta a modei și a designului vestimentar, ai sesizat așa ceva. Am fost nu demult la un eveniment bancar. Aveam de vorbit acolo puțin și m-am îmbrăcat, am pus și eu un sacou, o cămașă și niște pantaloni. Nu m-am îmbrăcat la costum, dar am zis așa, un fel de Friday casual. Și am ajuns acolo și am descoperit că erau 200 de oameni, dintre care numai doi aveau sacouri. În șlapi. Și erau toți îmbrăcați super sport. Am să vă dau și explicația. Era afară pe iarbă verde undeva și m-am urcat pe scenă și am zis, este prima dată că mă întâlnesc cu niște bancheri și mă simt îmbrăcat aiurea, că eu sunt în sacou și aproape nimeni nu are sacou aici. Overdress, da. Am să vă dau explicația. În pandemie s-a produs o schimbare majoră și în atitudinea corporatiștilor sau celor din domeniul ăsta, care în mod normal era foarte rigid, cum e bankingul, dar în general în atitudinea oamenilor, pentru că, vezi, ne-am obișnuit în training și pijama. Și de acolo să te întorci la ținuta rigidă, cravată, strânsă, nu știu ce, e un drum foarte lung. Și atunci îți spun, s-a luat decizia asta la nivel internațional. În cele mai rigide medii s-a renunțat la cravată, e opțională, ceea ce era imposibil pe vremuri. S-au adoptat variante de genul maletă și sacou. Și asta deja e ok, nu e doar Friday casual, este și Monday office, da? Okay. Și mai mult decât atât, oamenii, uite, și când ies, simt nevoia să se relaxeze. Sau mai mult, au învățat să se relaxeze. Pentru că înainte, corporatiștii, de exemplu, aveau această tendință și în weekend umblau în chinos și sacou, un pantalon de bumbac și sacou. Ei bine, n-ai să-i mai vezi așa. Acesta este un lucru bun, dar și un lucru rău. Am să vă spun un lucru, de exemplu, prințul William la premiera James Bond a venit cu un sacou descheiat, s-a pozat așa cu mână în buzunar, un ceas cu brățară metalică, efectiv neadecvat înainte. Dar uite, vezi, relaxarea asta ne duce într-o zonă în care cumva poate suntem ușor neglijenți. Sunt convins că îți aduce aminte, a fost un incident de monden, într-un fel, dar care a căpătat, mă rog, o amplitudine destul de mare în urmă câțiva ani, la un eveniment oficial, cred că la o ambasadă, nu mai țin de ce ambasadă. A fost o recepție și Dacian Cioloș s-a dus acolo într-un sacou fără cravată, era singurul fără cravată, într-o cămașă cu guler deschis. El cred că își imagina că este... casual, a ieșit în evidență și a încasat o grămadă de critici din acest motiv. Cum faci să înțelegi mai bine locul în care te duci și să nu ajungi într-un soi de spotlight de acest gen, pentru că ești îmbrăcat totalmente neadecvat pentru evenimentul respectiv? Sunt mai multe situații. În primul și în primul rând ține de gazdă, care menționează sau nu foarte clar contextul și dress code-ul. Pentru că tu ai senzația că e o recepție, de exemplu, dar de fapt e la iarbă verde și relaxată. Și atunci trebuie să menționeze gazda. Bun, primești invitația, citești și tu cei pe invitație. Recunosc că îmi fac autocritica. Am pățit și eu să nu mai pe invitație, să mă duc la un eveniment. Că știi cum e, stilistul n-are haine... Așa, grădinarul n-are castraveți. Deci astea sunt două chestii. Te uiți pe aia. După aceea mai e ceva. Oamenii foarte ocupați pleacă dintr-un loc, ajung în altul, de acolo nu știu unde. În mod normal trebuie să aibă un staff. Politicienii, de exemplu, trebuie să aibă niște oameni care de asta se ocupă. Când a ieșit el din mașină, îi pun cravata, îi scot cravata, îl îmbracă pentru radio și după aia îl duc la recepția de la ambasadă. Și probabil acolo a fost o problemă. Adina Buzatu, faci consiliere pentru politicieni? Da.
Mă îmbrac foarte mulți politicieni din toate partidele. Hai să vorbim despre asta pe pauza publicitară. Suntem live și pe pagina de Facebook. Practic acolo rămânem, conversația continuă și ne întoarcem după 5 minute și pe radio. Când vreau să te uiți pur și simplu la noi, știu că ai un ochi format la mine pentru asta. Deja să nu se mai uite. Nu, și să ne spui cu ce ne-ar sta bine să ne îmbrăcăm. Clar. Nu știu, când venim la radio sau când mergem la un eveniment. Fierb de curiozitate. Suntem pe Facebook. Nu, credeam că nu mai dai curiozitatele și... Da. Poți să ne spui ce politicieni îmbraci sau e... N-aș spune și de ce unul, că pe mulți dintre ei nu știu. Adică ești foarte aeriană de fel cu numele și mi-e amuzant că pe nu știu care politician cunoscut îl întreb, de exemplu, la ce... Poți să spui asta? Că nu prea știu cum îi cheamă, eu mă uit la ei și le spun că te știu asta, că eu îi întreb, nu te supra, din ce partid ești? Și sunt gen... Și a rămas un caz, vi-l și povestesc pe ăsta, cu Lazlo Borbei, pe care eu ani de zile l-am considerat sau am crezut că este antrenor de tenis. Că mi-a zis soția dânsului, zic, da, are sfatele, zice, da, a făcut tenis, zic, fai, ce tare, are școală, că vreau și eu să o dau pe fimea. Și el era ministru atunci, cred că era la ministru mediului sau, da. Dar habar n-aveam și am aflat ani de zile după, când m-am întâlnit cu el la Palatul Parlamentului. M-a salutat și zice, nu știți de unde să mă luați, nu? Zic, nu știu, profesorul de tenis. De el fiind client meu constant. E și o persoană care venea pe bicicletă. Da. El era și o persoană foarte modestă și normală. Și e o persoană modestă și normală. Nu te dai seama care vreo funcție. Venea omul pe bicicletă, n-avea nicio treabă, știi? Versus alți politicieni care au tendința să vină cu SPP-ul înainte, cu asistenta care sună. Ca e. Na, oamenii ocupați. Aruncă buzucarul înainte, da. Știi? Dar este o persoană foarte naturală, foarte normală. Și atunci era, n-aveam de unde să-mi dau seama de bine. Un om ok, să mai uită și el pe la televizor, mai află cine ce face. Și ei când vin și au o idee, adică îți povestesc sau se lasă pe mâna ta? Și marea majoritate se lasă pe mâna mea pentru că au avut experiențe precedente. Deci mă cunosc, vin prima oară și învăț chestii. Și în momentul ăla îmi spun, băi, ajută-mă, am nevoie. Problema din punctul meu de vedere este că mulți dintre ei nu au constanță. Adică nu înțeleg că o chestie de genul se construiește în parteneriat. Degeaba îți dau eu o soluție, o rețetă, n-ai cum să o adopți dacă nu lucrezi și tu un pic la ea. Și mulți dintre ei neglijează aspectul acesta. Acum, sigur că un politician nu trebuie să fie obsedat de haine, să fie vreun fashionist care rupe podiumurile și aruncă bani mulți pe haine. Dar trebuie să fie corect îmbrăcat, de calitate, pentru că hainele de calitate țin în timp și arată diferit. Nu se șifonează, arată bine la TV, dau bine în poză, o cămașă impecabilă, stă dreaptă și dacă tu ai avut o zi întreagă la lucru, aia arată perfect, știi? Deci sunt niște aspecte care sunt foarte importante și oamenii le văd. Chiar dacă nu neapărat tot publicul este educat în domeniul ăsta, e vorba de faptul că vezi un om și te uiți, nu știu, zici, uite, e pedant. E atent. Înseamnă că e riguros și cu ce are de făcut. Îți dă o idee. Un om asta pe care îl vezi foarte neglijent și neatent și dezordonat în toate părțile, ai senzația că asta va face și la birou. Deși poate nu e adevărat, știi? Deci la politicieni ca la avocați, nivelul ți-l face mult ținuta. Cât mai avem? 2 minute și după aia o să mai stăm vreo 4 ore. Ce părere ai de non-stilul lansat de oameni extraordinar de cunoscuți sau de puternici, cum era, de exemplu, Steve Jobs, care se îmbrăca întotdeauna la fel, sau Zuckerberg, oricât de controversat ar fi, care poartă întotdeauna același tip de tricou. Da, bun, asta e o chestie și de teribilism, dacă vrei, și pe principiu nu mă interesează, sunt deasupra tuturor și a... Trebuie să fii foarte mare ca să faci așa. De nu știu dacă vrei să faci asta. Ideea e că stilul vestimentar are legătură cu tine și dacă tu te iubești, începi să te îmbraci mișto și dacă te îmbraci mișto, te placi mai tare și e important să ai o stare bună. Această atitudine jumanfișistă, de fapt, e cumva, nu mă interesează de mine, nu mi-acord atenție. Lasă că nu mă interesează de voi, că eu vin oriunde în tricou negru, că voi nu sunteți importanți. Deci oarecum e o formă de aroganță, nu de modestie. Deși ea e promovată ca o formă de modestie. Nu e, domne, poartă numai un tricou negru, că el e miliardar și și-ar permite orice. Dar nu despre asta e vorba. Te mai întreb ceva. Asta chiar nu pot să te întreb, dar am eu o curiozitate personală masculină. Da. Asta nu pot să te întreb la radio. Sunt nunți, de exemplu, unde sunt doamne care
Se îmbracă rochii super mulate, lameuri, chestii de-astea strălucitoare și, în mod evident, nu au corpul pentru asta. Înțeleg că fiecare își asumă, adică sunt foarte deschis la minte, ți-asum cum arăți, nu e nicio problemă, dar poate că ar arăta mai bine cu un alt fel de... Doamnele acelea nu-și dau seama sau da. Își asumă și se gândesc oricum se găsește cineva căruia să-i placă? Nu, care e nu, nu-și dau mecanismul... seama. Nu-și dau seama, din păcate, dacă ar fi o chestiune asumată, aș aplauda-o. Da. Pentru că, până la urmă, na, cum au, știi ce, americancele, că vorbeam de ele, le ador pentru chestia asta, bă, nu contează. Da. Eu mă simt bine în pielea mea, mă iubesc, arăt bine, whatever. Okay. Asta e... Care se potrivește, care nu se potrivesc. Știu, revenim. Dar vezi? Nici eu nu pot să mă îmbrac în unele feluri, pentru că nu zic după... E senzațional discuția pe care am avut-o și în pauza de pe radio, dar care s-a văzut și auzit pe pagina de Facebook. Live-ul oricum o să rămână pe pagina noastră și puteți urmări oricând discuția. Da, trebuie să vă spun că am aflat așa, că Adina consiliază vestimentar politicieni despre care nu știe cine sunt. Da, spune-ne de profesor de tenis, te rog, că povestea este savuroasă. Unul din politicienii pe care eu admir și respect este Laszlo Borbély, dar l-am cunoscut neștiind că este politician și ani de zile ne vizita, venea pe bicicletă, super natural, super normal. La atelier, fără... zici că venea. La nu la atelier, la magazin. A, la okay, magazin, în, mă rog, la magazin. Da. Și amuzant era că la un moment dat a fost o discuție apropo de faptul că domnia sa are o conformație foarte frumoasă, cu merlați. Și zice, da, păi am făcut tenis. Și zic, a, extraordinar, aveți școală de tenis, că aș vrea și eu să dau pe Sara. Eu căutam la momentul la școală de tenis și dânsul n-a răspuns, nu, domne, eu sunt ministru, a zis, ah, știți ce mult mi-aș dori, din păcate, nu-mi permite timpul. Deci mi s-a părut de, ok, n-am aflat atunci nici că e politician, nici că era ministru la momentul acela, ci mult după eram la un eveniment la Palatul Parlamentului și a venit la mine și nu știam de unde să-l iau, eram un pic în confuzie. Și zice, ce faceți, nu știu ce, sunt profesorul de tenis. A fost foarte bună. Da. Avem 2 minute și jumătate. Că veni vorba de conformație, a rămas că ne dați niște sfaturi, o secundă, dacă se poate. Da. Până acum 10 kg n-aveam o problemă, să știți. Adică reușeam să mă descurc. Da, acum nici umerii nu sunt lați, burta e mare și înălțimea nepotrivită. Am avut, de exemplu, o invitație la Ateneu recent și, mă rog, n-am putut să mă duc, dar oricum, dacă aș fi avut timp să mă duc, ar fi fost foarte complicat să mă îmbrac. Deci spuneți-mi, dacă eu sunt invitat la Ateneu, ce am de făcut? Să știi că cel mai bine și cel mai bine un bărbat arată într-un costum. Da. Deci să nu uiți asta, un costum care stă bine pe tine dintr-o stofă bună, te avantajează extraordinar și te slăbește alea 10 kg. Am avut la nuntă. Deci le pierzi. Bun, știu, da. Trebuie să le mai schimb, Luca, din când în când, uite. Nu mai acum ești obligat și... cu 10 kg în plus, n-ai ce să faci. Deci vrei, nu vrei, deci trebuie, rămân să schimbi. Trebuie să-mi iau costum. Nu, da, la Ateneu Român te îmbraci trebuie în general în smoking. Nu. Chestia cu made to measure, vedeți că e o capcană. Made to measure-ul nu este bespoke. Made to measure-ul e o variantă de adaptare a unei ținute. Se fac pe un tipar comun, ceea ce nu e ok pentru că o persoană înaltă, una scundă, una lată, una subțire, cum vreți voi. Toți pe același tipar înseamnă că practic acel tipar adaptându-se la măsură se deformează. Corect. Deci, în general, sugestia mea este fie vă faceți bespoke, dar care este mult prea scump și nu știu dacă rentează. Ce și înseamnă? Oricum bespoke îl găsești... Adică la comandă. Adică, nu la comandă, atenție, bespoke este la comandă, dar este făcut pentru tine, cu tipar pentru tine. Turnat, în România nu prea. Deci nu se găsesc, pentru că noi nu avem croitorii care să facă ca lumea, mă refer, corect, de bună calitate, un costum de la cap la coadă. Vă spun, se fac în fabrici pe un tipar comun. Acel made to measure e o variantă în realitate ieftină pentru mine comerciant, pentru că eu nu investesc în stoc. Și îți dau ție o variantă pe care tu o plătești de la început, semnezi că orice ar fi, dacă sunt măsurile corecte, o iei, dar poate nu-ți vine bine. Că nu toate modelele care îți vin ca măsură îți arată și bine pe tine. Și atunci, sugestia mea este să vă luați dintr-un magazin și să vă faceți modificări la un croitor excepțional. Aha. De ce? Pentru că vezi ce ți-ai luat. Știi că țesătura aia îți place. Știi că ai un feeling bun. Deci, nu-ți sugerez să-ți iei made to measure, sugerez să-ți iei din magazin, îți faci toate modificările la milimetru și ia-ți ceva ce se poate adapta la o ținută de zi cu zi. Pentru că la Ateneu Român ai spus și tu te duci o dată.
un sacou, un costum pe care îl ții în garderobă și îl porți odată pe an, e degeaba, mai bine îl arunci la gunoi. Da. Corect. Practic, un training la două rânduri pentru tine, cred că... Nu, uite, un sacou cu pantalon care merg purtate separat, sacoul la jeans și pantalonul la o maletă sau un tricou cu geacă din piele. Numai probleme. Ar fi stilul tău. Maletele cu burtă, eu... Îți arăt, eu am malete care nu te arată cu burtă. Tu intri cu burtă și ești fără. Dacă pui o rucsac în spate, ești ca o țestoasă. Băi, ce vorbă reținteți. Numai probleme ne faci, Luca, uite, cu toate astea. Din păcate, timpul a trecut iarăși foarte repede. Adina, trebuie să mai vii pe la noi. Cu drag. Îți mulțumim pentru că ai venit. N-ai scos așa un pic din ce ne gândeam noi. Din umbră, din întuneric. V-am luminat. Mulțumim tare mult. Adina Buzatu a fost cu noi. Să vedeți ținute de mâine pe noi. Podium.